Cutremurul devastator din Turcia și Siria a pus pe jar și autoritățile din Republica Moldova, care au demarat un amplu proces de informare a oamenilor despre măsurile de siguranță. Conform datelor IGSU, 8 din 10 moldoveni nu știu cum să reacționeze în cazul unui seism, iar majoritatea ar putea lua decizii care li s-ar putea dovedi a fi fatale sau ar încetini intervenția salvatorilor. În acest context, cunoașterea măsurilor de siguranță este esențială în timpul și după producerea unui cutremur. Întrebați dacă știu cum să reacționeze în cazul unui cutremur de pământ, căușănenii au răspuns. Știm că să ne punem bani într-un colț, unii la ușor, la ușă, așa parcă, da? Altceva nu știm. Ar fi bine ca noi să nu cădim în panică, dar să luăm măsuri, cât da, mai să luăm măsuri, să nu, să dacă trăim în casă cu etaje, să nu ieșim pe scară, dar să stăm lângă perete, ca să nu, chiar dacă chic, să nu ne, să ne protejăm cât de puțin. Sau să fim pregătiți. Noi vedem în ultimul timp câte se întâmplă, noi să fim pregătiți. Rucsacul de urgență și copilașa de mânuță și fuguța. Pentru protejare, măsuri, să luăm măsuri, cât mai imediat. Da. Este bine să transmitem și la rudii și la cunoscuți care poate încă unele măsuri nu știu cum să le iei, dacă cunoaște ceva, este bine de transmis, fiindcă asta cum ne da ajută. Desigur cunoaștem, desigur cunoaștem, cum nu să cunoaștem, că nu stăm în căpere sau dacă la ușă stăm sau cum, unde păreți mai groși. Știm că repede documentele, repede să ieșim afară, cunoaștem toate lucrurile. Să vorbea înainte că e bine să stai sub tocul la ușă. O să că nu e chiar bine, că depinde de faptul cum e integrat tocul ăsta în clădire, nu e chiar soluția cea mai bună. Trebuie să ne dăm în dosul la obiectele înalte, dulap sau lângă dânsul, frigider, mașină de spălat, stituchilez așa. Când văd și eu sub masă. Cutremurul este un eveniment imprevizibil, de aceea este important să știm cât mai bine modul în care trebuie să acționăm, indiferent de locul unde ne aflăm, spune Victor Chiralina, șef adjunct la Direcția Regională pentru Situații Excepționale, Căușeni. În caz de cutremur, cetățenii sunt rugați, li se recomandă să nu panicheze, să nu utilizeze scările în primul val de cutremur, să nu utilizeze ascensoarele. Ulterior, după posibilitate, să se poziționeze lângă pereții de bază a construcției în care se află. După caz, să se poziționeze sub mobilier dur, care ar putea eventual să-l protejeze de unele obiecte. Paralel, se recomandă să nu se poziționeze în preajma la oglinzi, în preajma ferestrelor, pentru ca cioburile eventual să nu-i cauzeze careva traume. Cetățenii trebuie să fie conștienți că după primul val al cutremurului pot urma și alte valuri, astfel după primul val este interzis să ne evacuăm din zona unde ne aflăm, ulterior putem să ieșim din zona de risc. În primul rând avem sarcina de a evacua din zona de risc persoanele mai vulnerabile, vorbim de persoanele care nu au capacitate de a se evacua de sinistrator, de exemplu bătrâni, invalizi, minori. Vă reamintim că bilanțul seriei de cutremure din Siria și Turcia a ajuns marți la 37.000 de decese.